Cel mai important lucru pe care trebuie să reținem este faptul că starea de urgență se referă în mod special la instituțiile statului. Instituțiile statului vor avea în acest moment posibilitatea să acționeze mult mai bine, rapid și să aibă la dispoziție resursele necesare pentru a aplica toate măsurile necesare prevenirii răspândirii coronavirusului. În cel mai scurt timp va fi făcut public setul de măsuri care se vor implementa atât la nivel național cât și la nivel județean, măsuri care sunt specifice stării de urgență. Însă, ce este mai important pentru cetățeni este faptul că dumnealor trebuie să înțeleagă faptul că măsurile acestea de urgență vizează eficientizarea activității instituțiilor publice. Cetățenii nu trebuie să facă altceva decât să urmărească pe canalele oficiale informațiile pe care instituțiile statului le vor pune la dispoziție. Prefectul Emanuel Soare a îndemnat cetățenii la calm, la respectarea deciziilor comunicate de autorități. Mesajul nostru pentru cetățeni este ca în acest moment să nu se panicheze, pentru că nu există niciun astfel de motiv. Să nu se ducă în magazine să-și facă cumpărături inutile, ci să aibă încredere că odată cu declararea stării de urgență, instituțiile statului chiar vor putea acționa în modul eficient. Nu există în acest moment niciun fel de risc, niciun fel de pericol legat de lipsa existenței alimentelor de bază sau altor servicii de care cetățenii au nevoie. Nu există niciun motiv pentru care ar trebui să dăm buzna în magazine sau să ne facem stocuri de produse care nu ne sunt utile. Cel mai important lucru pentru toată lumea este să înțelegem că starea de urgență presupune aplicarea unor măsuri foarte clare pe care instituțiile statului vor avea în sfârșit posibilitatea să le pună în practică. Declararea stării de urgență va simplifica procesul de achiziție a materialelor sanitare necesare atât medicilor cât și cetățenilor. Instituțiile statului, precum Ministerul Sănătății, de exemplu, va putea disponibiliza bugetele necesare pentru achiziția materialelor și a mijloacelor de protecție de care, pe de o parte, instituțiile statului au nevoie și, pe de altă parte, cetățenii au nevoie. De asemenea, se vor simplifica foarte mult procedurile de achiziție a acestor echipamente, astfel încât ele să poată să ajungă în cel mai scurt timp în posesia instituțiilor care au responsabilități în situațiile de urgență și, de asemenea, în posesia cetățenilor. Potrivit prefectului, rezolvarea situației nu va fi posibilă decât cu o bună colaborare a autorităților cu populația. Mesajul prefecturii Argeș către argeșeni este unul de îndemn la calm, la luciditate, la rațiune. Nu avem niciun motiv să intrăm în panică, din contră, trebuie să abordăm această situație în cel mai mare calm, pentru că este nevoie de participarea tuturor, atât a instituțiilor publice cât și a cetățenilor, astfel încât să putem implementa setul de măsuri absolut necesare pentru prevenirea răspândirii acestui nou tip de virus. Vreau să-i asigur pe cetățenii județului Argeș că la nivelul conducerii județului, din perspectiva situațiilor de urgență, s-au luat cele mai serioase măsuri care au vizat prevenția, care au vizat limitarea răspândirii acestui virus, motiv pentru care până în acest moment la nivelul județului Argeș nu există niciun caz confirmat de coronavirus, iar numărul persoanelor care intră în izolare la domiciliu și al numărului persoanelor care sunt în locațiile de carantină este unul constant. De asemenea, aș vrea să-i asigur pe toți cetățenii județului Argeș că instituțiile publice care au rol în gestionarea situațiilor de urgență, sub coordonarea instituției prefectului, aplică imediat măsurile care se stabilesc la nivel național prin intermediul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, care reprezintă forul suprem la nivelul județului Argeș pentru aplicarea deciziilor luate la nivel național și pentru aplicarea deciziilor pe care județul Argeș trebuie să le pună în practică. Cum situația în care întreaga țară se regăsește este una cu care nu ne-am mai confruntat, este posibil ca unele măsuri să pară extreme, însă este necesar ca acestea să fie respectate pentru ca lucrurile să poată reveni la normal.